Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost atacat și mușcat de un picior de un porc mistreț. Incidentul s-ar fi petrecut duminică 5 ianuarie, în timpul unui episod de vânătoare într-o pădure din comuna Ieșeană Vânători. Tânărul s-ar fi prezentat inițial la Spitalul Municipal de Urgențe Pașcani, unde medicii i-ar fi făcut o intervenție de reparare chirurgicală și de unde a primit trimitere către Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași. În momentul de față, adolescentul se află internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, unde îi este administrat tratament profilactic împotriva rabiei, o boală infecțioasă gravă care se poate transmite la om în urma mușcăturilor de animale sălbatice sau domestice. Menționăm că acest caz nu este anchetat de polițiști, întrucât partida de vânătoare a fost organizată legal. Începând de miercuri 8 ianuarie, la Pașcani se pot achita taxele și impozitele locale pentru anul 2020. Ghișeele Serviciului de Finanțe Publice Locale au fost deschise dis de dimineață, iar în scurt timp la coadă s-au așezat zeci de persoane. Ca de obicei, primii la plată sunt pensionarii. Chiar dacă plățile se pot face și online, contribuabilii pășcăneni preferă să meargă direct la caseriile serviciului. Unele persoane pentru că locuiesc în apropiere, altele pentru că nu au card. Ce ați venit să achitați astăzi? Am achitat ăsta e impozitul pe casă, gunoiul și cu amul scutii. Pe anul 2019? Da. Știați că se poate plăti și cu cardul pe platforma Ghișeul.ro? Da, nu știu. Pe știut. Card. Vin în fiecare an și plătesc aici. Este mai comod pentru dumneavoastră să plătiți aici? Că stau aproape de asta. Stau în Pașcani de asta. Impozitul pe casă și gunoiul pe ultimul... pentru următoarele 6 luni. Impozitul pe 2019? Tot anul. Pe anul ăsta impozitul, tot anul și gunoi pe 6 luni. Deci pe 2020? Da. Știați că se poate plăti și cu cardul? Da, dar nu am card. Dacă aveam, plăteam cu card. Știu. Tu și gunoiul. Știați că... Poftim? Știați că se poate achita și cu cardul? Dar nu am card. Eu mă știu dacă am luat pensie. Acum am luat bani. Vă este mai comod să veniți direct aici? Da, fac mișcare, ești bătrân. Și în acest an, contribuabilii pot beneficia de o bonificație de 10%. Reducerea este valabilă doar pentru cei care își achită în avans pentru tot anul taxele și impozitele locale până la data de 31 martie. Cei care se grăbesc sau nu vor să aștepte la coadă pot să facă plata cu cardul prin intermediul platformei electronice ghișeul.ro. Serviciul este disponibil la Pașcani încă de anul trecut. Tot cu cardul pot fi achitate impozitele sau amenzile la dispozitivele de la ghișeele serviciului. Taxele și impozitele nu se majorează nici în acest an. Persoanele care achită taxele pentru întregul an până la data de 31 martie anul curent beneficiază de o reducere de 10%, după cum bine am menționat, aplicată pentru impozitul pe teren, clădiri și mașini. Modalitățile de plată a taxelor și impozitelor locale din municipiul Pașcani sunt direct la ghișeul serviciului în timpul programului de lucru sau tot la ghișeul serviciului cu cardul la POS-ul din incinta instituției, dar de asemenea și online pe site-ul www.ghiseul.ro, pașii parcuși fiind foarte ușor. Până la amenajarea noului cimitir al municipiului, primăria Pașcani caută o altă soluție de rezolvare a cererilor pentru locuri de veci. Primarul Dumitru Pantazi a anunțat că urmează să fie făcut un inventar al locurilor de veci ocupate, folosite sau doar amenajate din actualul cimitir, iar serviciul să fie preluat în administrare de noua societate înființată în subordinea Consiliului Local, Servicii Publice Pașcani. De asemenea, ar urma să fie aplicate prevederile regulamentului de funcționare a cimitirelor pentru a putea fi făcută ordine. Vreau să fac o precizare apropo de cimitir. Avem societate, acea societate SRL pe care am înființat-o pentru preluarea unor activități din cadrul UAT-ului municipiului Pașcani și mă refer aici inclusiv cimitirile. Deci voi da o dispoziție, voi face inventar și vom delega acest serviciu noi societăți pe care, astfel încât să facem un inventar în cimitirul existent. Să știm ce se întâmplă, ce este în cimitirul respectiv. Edilul municipiului nu exclude nici posibilitatea extinderii vechiului cimitir municipal pe o suprafață de teren din apropiere. Singura problemă ar fi prețurile foarte mari cerute de proprietari. Cum veți până la noul cimitir? Până la noul cimitir, noi trebuie să rezolvăm problema pe actualul cimitir.
repet, inventariind ce este acolo și delegând serviciul noii societăți. Există posibilitatea de a cumpăra teren în apropiere, pentru că ar fi disponibilități, din câte înțeleg. Sunt niște disponibilități, dar sumele pe care le cer nici nu vreau să le dau publicității. Sume enorme mari. Subiectul a fost discutat în cadrul emisiunii Pulsul Zilei la sfârșitul anului trecut. Primarul Dumitru Pantazi a recunoscut că amenajarea noului cimitir este o investiție de durată și că anul viitor vor fi derulate procedurile de licitație pentru execuția lucrărilor. Investiția este estimată la aproape 8 milioane de lei, dar circa 60% din bani ar fi necesari pentru amenajarea unei capele, iar restul pentru alei, garduri de împrejmuire și utilități. O să derulăm achiziția. O să prevedem bani și o să începem investiția cu împrejmuire, alei, alei de acces, utilități, iluminat, canal, deci toate utilitățile. Să încercăm să facem un proces verbal parțial de recepție, astfel încât până când se vor face celelalte investiții absolut necesare, să putem să funcționăm pe baza unui proces verbal de recepție parțială. Să putem să folosim cimitirul respectiv. În același context, Pantazi a criticat soluția propusă pe o pagină de socializare de unul dintre consilierii locali. El a spus că nu este suficient să fie montați niște stâlpi, iar terenul să fie împrejmuit cu un gard, ci trebuie îndeplinite toate cerințele legale pentru obținerea autorizațiilor de funcționare necesare. Cine spune că te duci și bați patru pari la cimitir și faci o alee, ori nu cunoaște, ori este rău intenționat. Pentru că o investiție, ca să aibă finalitate și să poți să beneficiezi de ea, să poți să beneficiezi de ea, trebuie să primești autorizație. Deci un cimitir nou, fără autorizație de mediu, fără autorizație de la sănătate publică, nu poate funcționa. Și atât timp cât nu poate funcționa, investiția este inutilă. Noul cimitir al municipiului Pașcani va fi amenajat pe o suprafață de teren de peste 12.600 de metri pătrați în cartierul Fântânele și va avea o capacitate de 800 de locuri. În aceeași locație va fi amenajată și o clădire administrativă, o parcare pentru mașini și o capelă. Societatea Servicii Publice SRL Pașcani ar urma să se ocupe și de administrarea parcărilor, a ștrandului și o serie de spații din domeniul public sau privat al municipiului. Ministerul Mediului va suplimenta fondurile pentru ca primăriile din orașele cu aer poluat să poată să-și cumpere mijloace de transport public electrice. Anunțul a fost făcut luni de ministrul Mediului Costel Alexe și are în vedere Bucureștiul, Iașul și Brașovul, orașe aflate în procedură de infringement. De asemenea, au fost anunțate și controale săptămânale pe teme de poluare în cele trei orașe. Subiectul este însă de interes și pentru alte localități din țară. De exemplu, primăria municipiului Pașcani susține că ar fi interesată să modernizeze transportul public local cu autobuze electrice din fonduri guvernamentale. Deocamdată se caută soluții pentru întocmirea unor documente necesare, cum ar fi de exemplu un plan de mobilitate urbană, dar și clarificări privind soarta serviciului de transport public local aflat acum la RAGCL, regie aflată în procedură de insolvență. Pentru reducerea emisiilor de carbon în municipiul Pașcani, administrația locală prin serviciile și compartimentele de specialitate s-a interesat și a trimis adrese și dosare către Ministerul Dezvoltării Regionale pentru a fi inclusă pe lista de a primi autobuze și microbuze electrice. Cererea a fost declarată eligibilă, proiectul fiind pentru reședințe de județ și municipii. Un demers în acest sens a fost făcut de primăria Pașcani în vara anului 2019, dar fără niciun rezultat din cauza lipsei planului de mobilitate urbană. La cererea și cu sprijinul conducerii RAGCL, administrația locală a depus o cerere pentru 5 autobuze electrice și 2 microbuze electrice. Pașcaniul și un alt municipiu din țară au fost eligibile pe lângă alte orașe, reședințe de județ. Finanțarea ar fi fost asigurată de guvern, câte 150.000 de euro pentru un autobuz electric și 65.000 de euro pentru un
microbuz, iar municipalitatea trebuia să aloce de la bugetul local 400.000 de lei pentru amplasarea stațiilor de încărcare în parcarea din fața gării și în fața RAGCL. Fiind primit astfel și finanțări pentru 5 autobuze și 2 microbuze cu asumarea unui procent din bani pentru stațiile de încărcare. Însă, condiția, una dintre condițiile puse a trebuit că trebuie să existe un plan de mobilitate urbană, plan ce a lipsit de la dosar, iar până acum se lucrează la acest plan pentru ca ne dorim ca municipiul Pașcani să aibă un astfel de transport public în comun, pentru că avantajele sunt grad unic, grad mic de poluare, reducerea poluării fonice și costuri reduse. Menționăm că în municipiul Pașcani nu au fost și nu se fac studii privind nivelul de poluare și a calității aerului. Stații pentru astfel de măsurători au fost amplasate în municipiul Iași și în 3 comune din județ prin intermediul unui program din fonduri europene. Dacă aveți timp și sunteți în căutarea unui loc de muncă, îngrijirea unor copii care au nevoie de ajutor ar fi o variantă potrivită. Statul român, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, angajează asistenți maternali cu contract de muncă și salariu lunar. Pe parcursul acestui an, peste 70 de persoane vor putea lua în îngrijire copii aflați în sistemul de protecție. Măsura face parte dintr-un proiect derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în cadrul căruia până în anul 2023 vor fi angajați 225 de asistenți și care are ca scop reducerea numărului de copii și tineri instituționalizați. Începând din 2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași este implicată într-un proiect la nivel național, care se numește TIMAP. Acest proiect presupune ca pe o perioadă de 5 ani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași să angajeze un număr de 225 de asistenți maternali, care se adaugă la cei aproape 800 care în prezent lucrează pentru copii și conform legislației în vigoare. Anul trecut, în 2019, au fost angajate pe acest proiect 45 de persoane, care ocrotesc în prezent un număr de 83 de copii. Pentru acest an, specialiștii care sunt implicați în acest proiect și-au propus să angajeze 70 de asistenți maternali, care vor ocroti probabil peste 100 de copii. Asta în ideea în care vom restructura și vom închide centrele de tip vechi. Pentru a fi asistent maternal este necesar ca atât solicitantul cât și membrii familiei să aibă disponibilitatea și condiții pentru ocrotirea simultană sau succesivă a 2 copii și un spațiu locativ adecvat pentru a crește, îngriji și educa la domiciliu unul sau mai mulți copii. Este nevoie de studii medii și o vârstă maximă care să nu depășească 50 de ani. Vor fi de asemenea evaluate modul de îndeplinire a obligațiilor parentale, comportamentul în societate, starea de sănătate, profilul psihologic, creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii. Viitorul candidat va participa la o pregătire teoretică și practică de specialitate. Pentru a deveni asistent maternal, cei care își doresc trebuie să știe următoarele. Deci vârsta este în jur de 50 de ani plus minus, studii sunt de nivel mediu, adică studii liceale cu sau fără examen de bacalaureat, de asemenea să aibă o conduită ireproșabilă, un profil moral și etic de asemenea foarte bun, de altfel asistenții sociali vor verifica în teritoriu și la autoritățile locale dacă acele persoane care și-au depus cerere nu îndeplinesc aceste condiții. De asemenea, să nu aibă mai mult de 2 copii proprii și o locuință corespunzătoare pentru a îngriji copiii care iau amplasament. În principiu, regulamentele și legislația în vigoare presupune ca pentru fiecare copil să existe o cameră. Acești asistenți maternali vor fi atestați pentru copii de toate felurile, copil mic, copil cu nevoi speciale sau copil cu tulburări de comportament. Și în ceea ce privește salarizarea, aceasta este în jur de 2.000-2.300 de lei, la care se adaugă un spor de 15% pentru cel de-al doilea copil sau 25% din acel salariu de 2.300 în cazul în care asistentul maternal ia un copil cu nevoi speciale, respectiv un copil cu handicap. Menționăm că în anul 2019 au fost angajate în cadrul acestui proiect un număr de 45 de persoane care ocrotesc peste 80 de copii. La Pașcani sunt în prezent 5 asistenți maternali care au în grijă 7 copii.
O parte din achizițiile publice din cadrul primăriei Pașcani ar urma să fie preluate și în acest an de firme de consultanță. Măsura a fost anunțată de edilul municipiului în cadrul emisiunii Pulsul Zilei cu scopul de a urgenta derularea licitațiilor pentru unele investiții importante. Este vorba în principal de amenajarea noului cimitir al municipiului și modernizarea pieței din zona Vale. Primarul Dumitru Pantazi spune că anul trecut a emis o dispoziție pentru compartimentul de achiziții cu sarcina de a fi organizate în regim de urgență licitațiile pentru aceste obiective. Problemele nu au fost rezolvate din lipsa unor documente de la investiții. Deci în luna imediat după aprobarea bugetului local, eu am dat o dispoziție de primar unui funcționar de la achiziții să se ocupe de cele două obiective de investiții, și anume de cimitir și de piața din Vale. Ori, vedeți, legislația cu funcționarii publici, cu comisii de disciplină, cu tot felul de proceduri ale funcționărești, duce la o serie de neîmpliniri, de nerealizări. Deci nu s-a dus la îndeplinirea acea dispoziție de primar. Responsabil de această situație ar fi nu doar funcționarii care au astfel de atribuții. Edilul municipiului recunoaște că are o parte din vină din cauza insuficienței personalului de specialitate de la compartimentul de investiții, dar și a legislației și a procedurilor complicate de achiziții. Compartimentul unde merge foarte, foarte greu sunt achizițiile publice. O să vedem, o să analizăm, pentru anul viitor să aducem firme de consultanță astfel încât să derulăm și să demarăm mai rapid aceste proceduri de achiziție. Se pare că este o soluție cu primare cu care am mai vorbit. Toți lucrează cu firme de consultanță și într-o mică măsură se bazează pe expertiza funcționarilor din primărie. Deci eu nu încerc să dau vina acum pe un funcționar și să nu mi-asum responsabilitatea și eu. Deci în aceeași măsură sunt și eu responsabil de neducerea la îndeplinire a achiziționării, proiectării și execuției. Dar din ce motiv, domnule pentru primar? Că tot timpul am avut discuții pe speța aceasta. Eu am dat dispoziție de primar, nu am primit niciun referat. Motivele pentru care nu se... O să fac o analiză, repet, vine sfârșitul de an, vin calificativele, o analiză de ce efectiv nu s-a derulat... Motivele exacte. Deci s-a motivat că nu s-a pregătit caietul de sarcini și fișa de date de către compartimentul de investiții. Compartimentul de investiții, avem un singur om la compartimentul de investiții. Menționăm că în aceste zile primăria Pașcani lucrează la întocmirea proiectului de buget pentru anul în curs, a listei de investiții și a listei de achiziții. Primele două vor fi supuse dezbaterii publice, apoi aprobării Consiliului Local Pașcani, cel târziu până la sfârșitul lunii februarie. Singura unitate de învățământ privată din Pașcani își prezintă la început de an oferta de studii. Este vorba despre Centrul de Studii European Ștefan cel Mare, care a dat startul înscrierilor pentru anul școlar 2020-2021 la cele două componente ale sale, școala post-liceală sanitară și grădinița particulară cu program prelungit Ghianeț și Iasmin. Începând cu data de 15 ianuarie, persoanele care își doresc o carieră în domeniul sanitar se pot înscrie pentru anul școlar care va începe din toamnă la una dintre cele trei specializări ale școlii post-liceale sanitare: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie sau asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare. Se pot înscrie absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, indiferent de vârstă. Pentru anul școlar 2020-2021, Școala Post-Liceală Sanitară Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt din Pașcani, singura de tip post-liceală acreditată din zonă, organizează înscrieri pentru calificările profesionale asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare. Cu acest prilej, dorim să invităm toți doritorii absolvenți ai liceului care doresc să obțină o calificare profesională în domeniul sanitar la sediul școlii noastre din strada Plăieșului, numărul 16. Școala dispune de laboratoare și săli de curs dotate la standarde europene permanent la dispoziția elevilor și cadrelor didactice. Cursanții pot învăța de la profesioniștii care activează în domeniu. Mai mult, viitorii asistenți au posibilitatea de angajare în străinătate după finalizarea studiilor printr-o firmă parteneră a școlii. Taxa de școlarizare poate fi plătită în rate, iar școala post-liceală este acreditată de Ministerul Educației Naționale.
La nivelul școlii noastre vă așteptăm într-un cadru modern cu săli și laboratoare de specialitate, cu cadre didactice, cu o vastă pregătire în domeniu. De asemenea, există un contract de parteneriat cu firma Macro Micro Consulting, care facilitează inserția absolvenților noștri pe piața de muncă din Germania. De asemenea, organizează gratuit cursuri de limbă germană pentru nivelurile B1 respectiv B2. Pentru înscrieri sau informații, persoanele interesate se pot adresa la Secretariatul Unității de luni până vineri între orele 9 și 17 sau pot apela numerele de telefon 0232 765 701 sau 0755 04832. Pentru înscriere și detalii, vă așteptăm la Secretariatul Unității de Învățământ din strada Plăieșului, numărul 16 și la numerele de telefon afișate pe ecran. Începând cu data de 15 ianuarie 2020. Totodată, înscrieri se fac și la grădinița particulară cu program prelungit Ianis și Iasmin, care funcționează la aceeași locație cu școala posliceală. Înființată în anul 2019, grădinița este una modernă, la standarde europene și dispune de două săli de grupă dotate corespunzător nivelului de vârstă, o sală pentru servirea mesei, cabinet medical și un spațiu de joacă în aer liber. Grădinița funcționează și în perioada vacanțelor școlare. Personalul este format din cadre didactice calificate, îngrijitoare pentru fiecare grup, medic și un asistent medical pe toată perioada programului. Grădinița cu program prelungit Ianis și Iasmin și-a deschis porțile. Este o grădiniță particulară din cadrul Asociației Centrul de Studii Europene Iași România, care dispune de două săli de grupă dotate corespunzător, de un cabinet medical, de sală pentru servirea mesei, de cadre didactice cu o înaltă specialitate, de medic și asistent medical pe toată durata programului. Persoanele interesate să viziteze grădinița sunt așteptate în fiecare zi de joi între orele 14 și 17 în baza unei programări telefonice la numerele de telefon 0332 566 852 sau 0232 765 701. Vești bune pentru șoferi. Punctul de amendă se întoarce la valoarea de 145 de lei. Decizia a fost luată aseară în ședința de guvern după 6 zile în care cei prinși că încalcă regulile de circulație au primit amenzi calculate la valoarea de 223 de lei punctul de amendă. Elevii protestează față de structura anului școlar propusă de Ministerul Educației. Prima zi de școală și vacanța de primăvară împărțită în două perioade îi dă peste cap pe copii. Asociațiile cer stabilirea unei date fixe pentru calendarul școlar, se arată într-o știre postată de Observator. Pensiile distribuite de Poșta Română în bani lichizi vor începe să fie aduse de poștași la domiciliu începând de joi, a anunțat marți seară la Digi24 ministrul Muncii Violeta Alexandru, care pe de altă parte recomandă pensionarilor să aleagă modalitatea de plată prin card, pentru că în acest caz nu se înregistrează întârzieri de plată. Ajutorul de deces va fi majorat începând de joi, potrivit legii care stabilește bugetul asigurărilor sociale pentru acest an, document ce a fost publicat luni în Monitorul Oficial. Ajutorul se acordă în cazul morții unui asigurat sau pensionar, ori a unui membru de familie al acestora, anunță site-ul avocatnet.ro. Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat deja noile modificări la legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, astfel încât în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, acestea vor intra în vigoare. Noutățile privesc obligațiile de a face și recepția branșamentelor la utilități la momentul predării imobilelor către cumpărători, nu numai a lucrărilor de construcție, precizează Adevărul. Anul 2020 începe cu o veste bună pentru pensionare, astfel încât din septembrie românii vor avea parte de o creștere cu 40% a punctului de pensie. În același timp, la fel ca în ultimii ani, pe site-ul Casei de Pensii continuă să funcționeze o aplicație care permite asiguraților să afle online când pot ieși la pensie. Un avion de pasageri al unei companii ucrainiene cu 180 de persoane la bord s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran, aparent din cauza unor probleme tehnice, relatează Reuters, citând presa iraniană. Într-o zi de 8 ianuarie are loc deschiderea după reorganizare a școlii preparandale din Iași sub conducerea lui Titu Maiorescu. Printre cursanții înscriși în anul întâi se afla și Ion Creangă. Tot pe 8 ianuarie are loc primul festival internațional al filmului de la Belgrad, Fest, sub deviza Această minunată lume nouă, și Hermann Hollerith patentează prima mașină de calculat.
Într-o zi de 8 ianuarie se dă un decret al Consiliului Frontului Salvării Naționale privind înființarea Agenției Române de Presă, Rompres, în subordinea CFSN, prin reorganizarea Agerpres, care se desființează. De-a lungul timpului, pe 8 ianuarie, s-au născut celebra balerină rusă Galina Ulanova, regizorul Manole Marcus, Elvis Presley sau Iuliu Maniu, președinte al Partidului Național Român, apoi al Partidului Național Țărănesc, prim-ministru în mai multe rânduri, opozant al regimului comunist. Tot într-o zi de 8 ianuarie au murit Galileo Galilei, astronom, filozof, fizician italian, considerat părintele științei moderne, și Marco Polo, celebru călător și scriitor venețian. Berbec, ești ambițios și reușești să termini tot ce ți-ai propus pentru astăzi. În plus, este un cadru astral bun pentru a face ceva planuri în ceea ce privește sfera afacerilor externe. Poate o călătorie în viitorul apropiat alături de cei dragi. Taur, nu ți-aduce luna ce ți-aduce ziua, iar astăzi este posibil să fie o zi generoasă în surprize. Ar fi bine să profiți de ceea ce ți oferă astăzi Universul, pentru că poți avea parte de multe beneficii și ocazii în ceea ce privește în special sfera financiară. Gemeni, ce zici să-ți programezi câteva vizite și întâlniri cu prietenii? Viața ta socială clar are nevoie de câteva îmbunătățiri, pentru că în ultima perioadă prietenii tăi n-au prea reușit să dea de tine. Este o zi perfectă pentru ieșiri, petreceri și distracție. Pentru nativii din Zodia Rac, cuvintele cheie pentru această zi sunt mediu, amenajare, teren, imobiliare. Îți dorești să faci câteva schimbări în ceea ce privește sfera căminului, iar aici astrele te atenționează să nu iei decizii majore fără a te sfătui cu partenerul de viață. Leu, ești plin de idei, iar această zi este potrivită pentru a te afirma, pentru a fi descoperit, pentru a ieși în evidență în sensul pozitiv, mai ales pentru că semnul tău zodiacal se află în sfera imaginii publice. Fecioară, semnul tău zodiacal se află în sfera resurselor. Ești încrezător că lucrurile pot ieși exact așa cum îți dorești, iar această convingere te va ajuta astăzi să te implici într-un nou proiect, să accepți o provocare. Balanță, astăzi este despre muncă și despre planurile tale de viitor legate de carieră, iar principiul zilei este următorul. Nu lăsa mâinile în jos, nu te descuraja, nu te da bătut, pentru că poți găsi soluții pentru orice problemă care apare, te asigură astrele. Scorpion, este o zi bună pentru a te concentra pe familia extinsă, pentru a-ți vizita rudele, pentru a te reconecta la rădăcini, pentru a te redescoperi și a redescoperi secrete de familie sau informații care pe de o parte te vor uimi, iar pe de altă parte te vor umple de mândrie. Săgetător, astăzi nu este doar despre tine, despre nevoile, convingerile și părerile tale te atenționează astrele. Încearcă să privești în perspectivă, să înțelegi și părerea celuilalt, să vezi imaginea de ansamblu. Capricorn, așteaptă-te la o zi agitată cu mai multe drumuri de făcut și cu multe responsabilități. Cu toate acestea, indiferent de situațiile și evenimentele apărute, astrele te asigură că te vei descurca și că vei găsi soluțiile optime. Vărsător, cuvântul cheie pentru această zi este prudența. Ar fi bine ca astăzi să eviți să te implici în conversații care par conflictuale sau să deschizi subiecte care ar putea aduce păreri ambigue și care ar putea isca unele controverse. Caută să menții pacea, este mult mai înțelept așa. Pești, este posibil ca astăzi să ai parte de câteva discuții legate de bani, de buget, de investiții, de planuri și chiar despre o eventuală afacere. Sunt favorabile activitățile comerciale, dar și cele legate de planificarea bugetelor. Horoscopul zilei a fost oferit de superbb.ro. Valorile termice vor fi în creștere ușoară în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnoreri temporare în nord-est, unde noaptea izolat va ploua slab și vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 2 și 9 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între minus 12 și 0 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile din estul Transilvaniei și cele mai ridicate pe litoral. Izolat în zonele joase de relief va fi ceață. În județul Iași, vremea se va încălzi ușor pe parcursul zilei de joi. Temperaturile vor varia între minus 2 și 2 grade, dar cerul va fi înnorat. Meteorologii anunță șanse slabe de precipitații, iar vântul va adia ușor. Spre sfârșitul săptămânii, valorile în termometre pe parcursul zilei vor urca până la 7 grade. We'll be right back.